Frați și surori, ne aflăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și lucrurile sunt foarte serioase. Domnul Iisus Hristos cobora de pe munte unde a predicat. A rostit cea mai puternică predică a tuturor timpurilor. Dacă s-ar aduna toate cărțile care s-au scris doar despre predica de pe munte, adică trei capitole din Noul Testament, nu ar încăpea probabil de aici până acolo și până sus toate cărțile care s-au scris despre predica de pe munte, cuvintele pline de viață ale Domnului Iisus Hristos. Și când cobora de pe munte, a avut provocarea aceasta. Matei ne arată că ar mai fi avut o provocare cu vindecarea leprosului, când a zis doar atât: da, vreau fi curățit și atât. Dar Luca ne prezintă că asta ar fi fost prima provocare. Era undeva în podișul munților, la poalele munților, și se îndrepta spre sat, spre oameni. Și erau foarte mulți oameni care împreună cu Domnul Iisus Hristos coborau de pe munte și se întâlnește cu această provocare a faptelor. Cineva, un cetățean, o să învățăm câteva lucruri despre el, a auzit că Domnul Iisus Hristos poate să vindece. A auzit că Domnul Iisus face minuni și zice: uite ce am auzit că ai zis la predică, că Iisus Hristos vindecă, că vindeci, uite, am un rob, nu vrei să-l vindeci? M-aș bucura ca în Negreștioar și în bisericile noastre să fie oameni care după ce se termină predica să vină să ne ia de guler și să spun: frate, tu ai spus că în numele lui Iisus Hristos bolnavii se vindecă, pentru ce sunt două coloane de bolnavi pe plasmă? Pentru ce sunt afișați acolo? Înseamnă că s-ar putea slujitorii să nu mai aibă putere? Înseamnă că s-ar putea slujitorii să nu mai aibă darurile de putere? Iubiți frați și surori, de 100 de ani încoace stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt și ne-am mulțumit cu două, trei cuvinte sau fraze în alte limbi. Vreau să vă spun că mai sunt încă 8 daruri neexplorate: darul tămăduirii, darul cunoștinței, darul deosebirii duhurilor, darul minunilor, darul tămăduirilor. Îl rog pe Dumnezeu să lase din abundență darurile acestea. Bolnavii ăștia nu trebuie să fie nici acolo, nici în spital, ei trebuie să fie vindecați. Dar ei trebuie mărturisiți că s-ar putea, dacă, de exemplu, o singură cauză a bolii, care nu face parte din decor, dar s-ar putea să fie profetică, dacă cineva își permite inconștiența de a participa și la paharul Domnului și la paharul dracilor, din pricina aceasta, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm sau mor. S-ar putea, dragă soră sau dragă frate care mă asculți, care ești bolnav, te-aș întreba care sunt relațiile cu familia, cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile. Pentru că te apropii de cina Domnului de ani de zile în chip nevrednic, în sensul că sunt probleme nesoluționate, sunt probleme pe rol pe care trebuie să le rezolvăm. Și atâta apasă mâna lui Dumnezeu, poți să se facă ungerea cu un de lemn de 100 de ori. Până nu rezolvi problema prin pocăință, nu se va produce vindecarea și vei fi tot mai neputincios și tot mai bolnav și există riscul să mori. A fost doar o paranteză. Revenim la omul acesta. Un om zice că era sutaș. Sutaș sau centurion, cento, înseamnă un om care conducea, un cadru militar, care conducea 100 de oameni, 100 de soldați înarmați, un gradat. Omul acesta, sutașul acesta roman, avea între 85 și 100 de soldați sub comandă. Dacă era centurion superior, putea să aibă până la 500 de soldați sub comanda lui. Omul acesta avea un cuvânt foarte greu de zis în Senatul Romei. Când împăratul făcea un plan de război, prima dată chema centurionii, chema sergenții, majorii, chema maiorii care mergeau pe teren. Centurionul era omul de pe front, omul din linia întâi, omul care mergea și se bătea și cucerea țări. Oamenii aceștia erau prima dată consultați când se făcea un plan de război. Și omul acesta, un om dur, un om al armelor, un om antrenat, disciplinat, drept, musculos, puternic, pregătit, care îți inspira groază. Când îl vedeai cu zalele alea metalice pe el, cu platoșa aceea de fier, cu arma în mână, îi inspira groază numai cât îl vedeai. Și ai fi zis: nu se poate ca un astfel de om să aibă vreo problemă în viață.
Și aș vrea în seara aceasta, mesajul este tocmai acesta, să dăm puțin cortina aceasta deoparte, să dăm costumul acesta de fier deoparte și să vedem ce găsim în spatele lui. Ce găsim în spatele zâmbetelor afișate, ce găsim în spatele aparențelor, ce există acolo. Și uitându-te la el ai fi zis, mă, nu are absolut nicio problemă. Absolut nicio problemă omul acesta. Problema este că vedem ceva diferit la el. Era aspirant la a conduce chiar o cohortă de 1000 de oameni, de 1000 de soldați. Și omul acesta are ceva atipic. Uitați-vă ce înțelegem din descrierea acestui text. Gândiți-vă că prima dată zice că i-a trimis pe bătrânii lui Israel, niște oameni de încredere, niște oameni care girau încredere, i-au trimis și au spus, uitați-vă, robul meu este bolnav. N-ați vrea să vă duceți la Iisus Hristos și să-L chemați până la mine acasă să-L vindece? Și oamenii aceștia s-au dus, au plecat și s-au dus la Domnul Iisus Hristos. Din descrierea lor, care îl cunoșteau foarte bine, înțelegem câteva lucruri, desprindem câteva trăsături de caracter extraordinare și atipice pentru un roman dur. Pentru că poporul Israel atunci, țara Israel care nu exista, era provincie romană. Romanii și-au pus acolo guvernatorul lor, și-au pus politicienii lor și erau cumva văzuți evreii. Și atunci oamenii aceștia când s-au dus la Domnul Iisus Hristos și au zis ce descriem de aici. Primul lucru zice, auzi, uite, ne-a trimis un centurion roman. Ne-a trimis domnul general de război să vii până la el să-i vindeci copilul. Și acum fiți atenți, zic ei, să știi că iubește neamul iudeu. Un soldat care iubește, care are sentimente, care are inimă, iubește neamul iudeu. Iubește pe cei pe care i-a ocupat. El își face slujba scrisă în fișa postului. El trebuie să asigure pacea, el trebuie să se asigure că nu se ridică nicio răzmeriță, nicio răscoală și omul acesta care ne păzește și omul acesta care, să zicem, în numele Imperiului Roman, pe undeva ne jegmănește și ne adună tributul, omul acesta ne iubește. E o trăsătură extraordinară. Iubește neamul evreu în contextul în care majoritatea romanilor erau antisemiți. Pentru că evreile creau mari probleme. Erau niște oameni, așa cum Dumnezeu spune, un popor tare încăpățânat. Ce mai vedem la el, omul acesta atipic, are sentimente. Zice, se uită la un rob. Știți ce însemna un rob? Robul era cel care, el întindea așa pantoful și robul trebuia cu o cârpă să-i spele pantofii. Robul lucra numai pentru mâncare, nu avea niciun drept, era un sclav. Și în România am avut sclavi până în 1949, când Alexandru Ioan Cuza a abolit sclavia în România. Și noi am avut sclavi. Și să te legi așa sentimental de un om, de un rob, nu dădea nimeni nici doi bani pe un rob, imediat îl decapita altul la rând. Nu era curios nimeni de robul acesta. Și zice, măi, s-a îmbolnăvit, mimilă, de el are febră, nu știu ce să-i mai fac. L-am dus, i-am dat medicamente. Nu credeți că ar putea Iisus Hristos să facă ceva pentru robul acesta? Oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, pentru numele lui Dumnezeu, vă rog, vă implor, nu mai aveți prejudecăți. Vindecați-vă de prejudecăți pentru totdeauna. În urmă cu vreo 15 ani de zile, ca să vă dați seama cât de bătrân sunt, eram la un program de master la Timișoara și făceam naveta cu motocicleta. Aveam un Kawasaki Ninja și într-o curbă, într-un sens giratoriu, un domn drept credincios m-a agățat cu mașina bine, m-a făcut una cu pământul și cu motorul, că nu mai știai ce e acolo, și a plecat, și bun plecat a fost până în ziua de azi. Numai Dumnezeu știe exact cine a fost. Nici poliția n-a aflat. Au plecat ei, au oprit vreo 5-6 motocicliști cu tot felul de belciuge în nas, ciucuri pe la mâini, tatuați cu coadă, au venit. Eu atâta iubire și atâta umanitate cât am văzut la oamenii ăștia, dacă i-aș fi văzut noaptea pe stradă, aș fi sunat la 112.
Pentru că așa suntem noi oamenii. Bă, uite mă, tatuatul ăsta mă, s-ar putea în spatele tatuajelor să se ascundă niște complexe, dar s-ar putea să se ascundă o inimă de milioane pe care Dumnezeu din cer o iubește. Doi m-au luat, m-au pus pe iarbă, s-au asigurat că rănile nu sângerează prea tare. Doi au luat motocicleta, au pus-o deoparte. Colegul, ești totul bine, hai să te ducem la spital. Și s-au ocupat de mine. Oameni buni, frați și surori, s-ar putea să vă uitați în localitatea dumneavoastră la unii oameni și să spui, omul ăsta în veac nu se va pocăi, omul ăsta n-are cum să aibă ceva bun în el. Astea, ăștia suntem noi, pentru că noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu se uită dincolo de armura noastră, Dumnezeu se uită dincolo de paravan, dincolo de aparențe, și s-ar putea acolo în privat să găsească ceva valoros. Aș vrea de la început să înțelegi că mesajul meu se adresează tuturor. Mi-a scris o doamnă și a zis, domnul pastor, vreau să vă întreb. Am auzit că faceți consiliere, mi-a spus o colegă. Nu ne înțelegem în familie, avem probleme mari, mama, soacră, tot s-a implicat. Dar zice, e o problemă, noi suntem de religie ortodoxă, ne primiți? Și am zis, stimată doamnă, eu nu slujesc niciunei religii de pe fața pământului, pentru că o religie este tot una cu nimic și nimic tot una cu religia. Eu slujesc oamenilor. Vă aștept, și am făcut programare și au venit și oamenii aceștia, niște oameni extraordinari, i-am cunoscut. Aș vrea să înțelegeți, mesajul se adresează tuturor. Și lăsați-vă cercetați de Duhul lui Dumnezeu. S-ar putea în seara aceasta să descoperi în tine, în inima ta, în sufletul tău, niște răni de ani de zile. S-ar putea în seara aceasta să-ți dai seama că încerci să te camuflezi, încerci să cosmetizezi, încerci să acoperi unele suferințe și unele răni, dar vreau să spun un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și cu mâna pe Biblie. Iisus Hristos vrea să ți le vindece. Românul are tendința de a bea o bere sau de a bea, știu eu, pălincă pentru a-și înneca amarul. Amarul poate să fie vindecat de Iisus Hristos, pentru că atunci când a stat cu mâinile întinse pe cruce, a purtat amarul nostru, a purtat suferințele noastre asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și Domnul să aducă vindecare emoțională și Domnul să aducă vindecare psihică. E nevoie de vindecare psihică în seara aceasta. O să vedeți la final specific despre cine este vorba. Se vulnerabilizează. Niciodată un soldat, un polițist nu-ți arată ție că e uman. Azi am luat o amendă, 6,5 milioane. Pentru că am sunat soția că am lăsat-o acasă cu fetița cu febră și am sunat-o să văd. Așa țineam, e adevărat că țineam telefonul, m-a văzut poliția și mi-a dat amendă. Și niciodată, dar uman a fost, adică în așa fel mi-a făcut încadrarea încât să nu am puncte și să fie bine, să fie bine, da? Să fie bine cu amendă bună, cam așa e bine pentru ei, dar a fost, chiar a fost cu bun simț. Niciodată oamenii aceștia, oamenii din armată nu-și arată că ei sunt slabi. Și zice așa, se duce la bătrânii lui Israel și zice, măi, uitați-vă, dintr-o dată îl văd a plecat. Toată ziua l-au văzut numai așa, drepți, toată lumea, culcat, sculat. Dintr-o dată omul acesta zice, numai un pic, haideți, bă, ce-i cu șeful? Șeful, e tot în regulă? Da, 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 e în regulă, uitați-vă. Nu e ordine, e rugăminte. Și ei au rugăminți. Nu vreți să vă duceți până la Domnul Iisus Hristos? S-au speriat și au zis, da, 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 ne ducem. Ce trebuie? Își deschide, își varsă sufletul. Dragă doamnă, vreau să înțelegi în seara asta că nu merge la nesfârșit. Cu fond de ten să acoperi vânătăile loviturilor bărbatului tău. Nu merge la nesfârșit, dragă bărbate, să acoperi cu schimbarea mașinii problemele din familia ta. Nu merge la nesfârșit, dragă doamnă, cu o rochie nouă de primăvară să acoperi complexele și problemele care sunt în familia ta. Nu merge la nesfârșit. La un moment dat trebuie să te oprești, să te apleci în fața crucii lui Iisus Hristos, să capitulezi și să spui, nu mai pot. A venit o mamă la Domnul Iisus Hristos. Când a venit, frate, păstor, o mamă care să spună, frate, Doamne Iisuse, fata mea e muncită rău de un diavol.
E, zice mama astăzi, frate, fetița mea e o fată bună, fată bună, extraordinară. Doar atâta care cont pe TikTok, a început să se drogheze, stă până la 4 dimineața, are un băiat, nu-i pocăit, umblă cu el de vreo 4 ani. Da, e fată bună, foarte bună fată, foarte bună, numai n-aș vrea o denoră. Știți de ce nu rezolvăm problemele, dragi părinți? Pentru că, spunea fratele Petrică Găină, nu știm să punem un diagnostic clar. Doamne, mint! Doamne, sunt o bârfitoare! Doamne, uite care e problema mea! Sunt invidioasă pe surori! Doamne, uite care e problema mea! Duhul de cârtire, de nemulțumire se ține după mine de ani de zile. În seara asta, Doamne, vreau să dau cărțile pe față și să spun, Doamne, ai milă de mine, că mor, mă sting, mă prăbușesc! Până nu vom face lucrul acesta. Asta înțelegem de la centurionul roman. Centurionul roman n-a mai ținut cont de nimic. N-a mai ținut cont de grade, n-a mai ținut cont de poziția lui, de demnitatea lui, de verticalitatea lui. A capitulat și i-a fost spre avantaj. Un alt aspect atipic pe care îl vedem la el. Crede în Iisus. Este incredibil. El crede că Iisus Hristos poate să vindece. A auzit că Iisus Hristos vindecă și el crede lucrul ăsta. Frați și surori, vreau să vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Dumneavoastră credeți în proroci, așa-i? Știu că credeți. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Și împăratul Agripa stă să uită în stânga, să uită în dreapta, să uită la un consilier. Nu te mai tot fofila în stânga, în dreapta. Știu că crezi, împărate. Auziți ce îi zice Pavel? Își permitea. Și Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat. Bărbatule, va veni vremea când tu vei predica Evanghelia la amvon și oamenii se vor vindeca în sală. Dragilor, Dumnezeu face asta. Și dacă Domnul în seara aceasta vrea să vindece, El este El Rafa, Dumnezeu care vindecă. El vindecă și noi Lui dăm slavă. Și Domnul să aducă biruință și binecuvântare. Crede, El crede în Iisus Hristos. El crede că Iisus Hristos vindecă. El crede că Iisus Hristos e tot puternic. Și El crede în minuni. Ce frumos zice împăratul. Psalmistul, tu asculți rugăciunea prin minuni. Psalmul 65:5. De aceea oamenii vin la tine. Vin oamenii la tine. Vin oamenii la Betel, Negreștioaș. Pentru că aici Domnul ascultă rugăciunea prin minuni. Aici Dumnezeu se proslăvește. Și am auzit de la fratele păstor mărturii cum Domnul a vindecat de cancer. Glorificat să fie numele Domnului. El este același, dragilor. Frați în vârstă, dumneavoastră care aveți zeci de ani de zile de pocăință, este același Dumnezeu pe care l-ați văzut în tinerețe. Și astăzi vindecă. Și astăzi lucrează. Săptămâna trecută am avut la bisericuța noastră din Gheorog o seară de stăruință. E adevărat că am avut la Arad 3 seri și a patra am continuat-o la Gheorog. În primele 3 minute de când ne-am început rugăciunea, o soră din Biserica Baptistă a fost botezată de Domnul și în aceeași seară a avut 2 prorocii și de atunci Dumnezeu îi descoperă niște taine de ne înfiorăm. Pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi, Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Și omul acesta crede în Iisus Hristos. Și apoi pune casa la dispoziția Domnului. Te rog, adu-l aici la mine acasă. Ăștia, în general, nu știu dacă ați observat, dar casele celor care lucrează pe bani mulți în țara asta, bugetari, pe banii noștri mulți, au niște garduri și niște ziduri dubioase, că nu știi ce e dincolo. Nu știi exact ce e. Au camere, video, au... Cât vrei să ții la distanță oamenii? Nu se apropie nimeni de tine, tu n-ai o prietenă, n-ai un prieten, tu și dramele tale. În seara aceasta Dumnezeu vrea să întrerupă curentul la camerele de roat vedere. Dumnezeu în seara aceasta vrea să facă o minune în viața ta, dar tu trebuie să lași să intre. Descui, avem telecomandă, cine e? Ați observat un lucru? Toată copilăria mea, eu m-am născut în Bacău, în Onești, județul Bacău. Eu nu mi-aduc aminte vreodată în viața mea să fi văzut vreo cheie în casă la noi. Nu îmi aduc aminte, nu știu dacă vreodată, dar nu mi-aduc aminte, vreo ușă să fie încuiat. N-am văzut nici, plecam de acasă, puneam mătura invers, știți cum se purta atunci. Venea acasă, băi, mătura în ușă, nu se uitau după Harry Potter, imediat s-ar gândi tinerii, băi, nu, ci pur și simplu nu-ți acasă și plecau.
Ei, vreau să înțelegeți că nu știu ce s-a întâmplat. Astăzi avem porți cu telecomandă, cu cameră video, cu interfon. Cine-i? Păi eu sunt. Bine, hai că... Și o aleie din aia, totul filmat. Ca să ținem oamenii la distanță, am devenit tot mai izolați în propriile case reci, glaciare. Și omul acesta zice, nu mă mai interesează. Lasă, santinele, când veți vedea că vine Iisus, cum spune cântarea aceasta minunată despre intrarea Domnului în Ierusalim. Hei, capitane, trimite-i scoade, că vine Iisus. Și când a spus santinelelor, când veți vedea că vine Iisus, deschideți ușile larg și lăsați-L să intre în casa mea, să vină până la mine în living, pentru că am nevoie de Iisus. Dragi bărbați, soți și soții, câtă vreme îl țineți pe Iisus Hristos în stradă, câtă vreme îl ținem pe Dumnezeu departe, câtă vreme stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu, nu vă mirați că vă e trupul plin de boli, nu vă mirați că vă sunt copiii plini de droguri și de patimi și de legături și de lanțuri, dar când intră Iisus, pică legăturile demonice, când vine Iisus, iadul întreg se înfioară și strigau de mine, Iisuse, nu ne chinui înainte de vreme, pentru că vine Iisus și Iisus are putere și Iisus vindecă și Iisus iartă și eliberează. Cum aș vrea în al doilea rând să subliniem și mai o chestie ce observăm de la el. Auziți ce zic mai mari sinagogii, mai mari evreilor? Și zice, Doamne, pe deasupra la toate astea o să te șocheze, dar romanul ăsta, generalul ăsta, ne-a zidit sinagoga. El ne-a zidit sinagoga. Incredibil. Un roman, un musulman, să zicem, să zidească o sinagogă evreiască. Așa ceva nu întâlniți în istorie foarte des. El ne-a zidit sinagoga, probabil cu soldații lui, că era timp de pace. Au fost 70 de ani de pace până în anii 70, când Titus a dărâmat Ierusalimul. A fost an de pace, îi ținea, bă, vă cresc burțile, mă, nu mai faceți flotări, nu mai faceți nimic, instrucțiune, pentru că cea mai mare plictiseală pentru un soldat e pacea. Hai, puneți mâna, nu lăsați oamenii ăștia să lucreze. Și probabil cu soldații lui a ajutat să zidească sinagoga. De altfel, romanii erau foarte buni moratori sau zidari. Acum aș vrea să înțelegeți un lucru și mă adresez unui segment, și anume mijlocitorilor bisericii. Frate păstor, există în biserică un grup de oameni care se roagă zilnic pentru tine și îți spun asta și știi de ei? Asta m-a întrebat un frate păstor în urmă cu ceva vreme și m-am înfiorat. Că nu era, nu exista, nu știam. Toți ziceau că se roagă pentru mine, dar simțeam că nimeni nu se roagă. Și am făcut o strigare în biserică, așa cam aproape cât la dumneavoastră, și am zis, cei care simțiți din partea Duhului Sfânt că aveți dar de mijlocire, vă rog să-mi scrieți în privat. Vreau să fac un grup de mijlocitori. Câți credeți că mi-au scris din 300 de oameni? Toți. Aș fi vrut. 11 oameni, dintre care unul deja a ieșit de pe grup, că nu e ușor să fii mijlocitor. 11 oameni, 7 surori și 3 bărbați. Ce mi-am dat eu seama este că slujba de mijlocire e în mod special a surorilor. Nu știu dacă ați auzit vreodată cum se roagă surorile. În atâtea detalii intră o doamnă când se roagă, ele și când prietenile se întâlnesc, vorbesc foarte mult între ele, exact așa vorbesc și cu Domnul. Slujba de mijlocire, în opinia mea, dacă dumneavoastră surori în vârstă ziceți, ce mai pot eu să fac pentru Domnul? Uitați-vă, vă dau de lucru în seara asta. Începând de astăzi, rugați-vă pentru mine. Vă garantez că nu vă plătesc niciun leu, vă garantez că nu vă fac statuie, vă garantez că nu știu ce alte lucruri, dar vă garantez că vă va răsplăti Dumnezeu din cer. Dumnezeu în împărăția Lui nu are șomeri, nu are pensionari, ci are numai oameni în exercițiu. Și vreau să înțelegeți abilitatea hristologică a mijlocirii. Uitați-vă aici. Se duc oamenii aceștia, mijlocitorul este mediatorul. Niciodată în viața mea nu mi-au plăcut scandalurile. Deși în fiecare zi aveam câte unul. Dar ei mă provocau. Eu nu am început niciun scandal niciodată. Eu îl încheiam, îl anihilam imediat. Dar nu. Și nu suportam să văd
doi băieți că se bat sau că se ceartă. Totdeauna mă băgam între ei. Nu am suportat nici astăzi. Nu suport cearta. Nu, nu, când e un conflict, nu știu, ori așa, nu mă simt bine deloc. Și intram între ei, luam și de la ăla bătaie și de la ălalalt, că ăsta dădea să-l bată pe ălalalt. Și eu fiind între ei, ba în ochi, ba în ureche, ba, bă, dar vezi că în mine ai dat. Păi ce, eu te-am chemat. Și în fine, luam bătaie. Mijlocitorul, mediatorul, are o slujbă foarte grea. Uitați-vă la oamenii aceștia. Are Petrețuția o carte între Dumnezeu și neamul meu. Oai, câtă nevoie este de mijlocitori. Între Dumnezeu și țara asta, între Dumnezeu și neamul ăsta, să se îndure Domnul de noi, să vină vremuri de înviorare, e nevoie de mijlocitori. Și oamenii aceștia, ce trebuie să facă mijlocitorii? S-au dus înaintea lui Iisus cu cauza sutașului. Mijlocitori, dragilor, slujba asta de mijlocitori, nu vă va invidia nimeni niciodată, niciodată. Nimeni nu va dori să fie pe scaunul dumneavoastră niciodată, n-are nimeni nevoie de el, că nu se filmează, nu se vede slujba de mijlocire, dar în slujba de mijlocire atârnă succesul general al bisericii, atârnă puterea bisericii. De aceea, pentru aceia dintre dumneavoastră, recent a venit o soră la noi la biserică și întrebăm, ce te-a determinat să vii și care e slujba ta? Și știi ce mi-a zis sora asta? Slujba mea, frate, îi de mijlocitoare. Vreo patru numai dintre cei care au venit până acum ne-au zis că au slujba asta. Nu știu de ce, e tot mai rară în ultima perioadă. Deci trebuie foarte bine să știi unde e Iisus, să comunici mult cu Iisus, asta înseamnă rugăciune, și să cunoști foarte bine cauza celui pe care îl intermediezi, adică situația sutașului în cazul nostru. Îl cunoaște foarte bine pe Iisus, îl cunoaște foarte bine pe ofițerul roman. Aș vrea să înțelegeți, dragilor, că oamenii ăștia mai înțeleg ceva și noi trebuie să mai înțelegem ceva. Că singurul mijlocitor din cer între om și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Singurul! Nu vă așteptați ca o rugăciune, frate, zice, Domnule, dar eu mă rog de 20 de ani, de 30 de ani, poți să te mai rogi 300 de ani. Dacă nu te rogi Tatălui prin singurul mijlocitor, Domnul Iisus Hristos, nu vei primi rezolvare. De ce este singurul mijlocitor? Care dublă natură? Este și Dumnezeu, este și om. Cu umanitatea care, el fiind ispitit în tocmai ca și noi, are milă de slăbiciunile noastre și ne înțelege, iar cu divinitatea se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu și poate duce cauza noastră. Nu există altă persoană în univers, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nici în ape, care să aibă dublă natură, să fie și om și Dumnezeu, decât Domnul Iisus Hristos, căruia vrem să-i dăm glorie în seara aceasta. Dacă vreți să vă rugați, zice Domnul Iisus așa, măi, tot ce veți cere, vă rog să fiți atenți, tot, tot înseamnă tot, ce-i după voia lui Dumnezeu, ce veți cere Tatălui în numele meu, singurul mijlocitor, veți primi. Altfel, nu veți primi. De aceea, altfel de mijlocitor nu mai există, ci singurul Domnul Iisus Hristos. Știți care este slujba mijlocitorului? Este slujba împăciuitorului. Îs pe cale de dispariție fiii împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori. În traducerea engleză spune, binecuvântați sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Stimate, dragă frate, în momentul în care vine un frate frustrat la tine și necăjit de o situație, pornit rău împotriva altui frate, în spate la tine ce ai? O butelie de apă? Și zici, frate, stai liniștit că nu l-ai înțeles bine, ăla e un om bun. Sau ai o butelie de gaz și spui, stai să-ți mai spun eu. Și buf, și se aprinde și v-ați transformat într-o bombă atomică. În scurtă vreme veți exploda. Ferice de cei împăciuitori care caută pacea. Numai ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Numai fiii diavolului fac răzmerițe între frați. Numai fiii diavolului fac dezbinare între frați și creează disensiuni. Haideți să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, vreau eu să fiu un fiu al păcii. Vreau să fiu o fiică a păcii. Când știi că două surori nu se înțeleg, când știi că două vecine și amândouă știi că-s grele de gură, încearcă întotdeauna secretul managerial, pastoral, hristologic al împăcării este acesta, întotdeauna să fii avocatul celui care lipsește, întotdeauna
Fă alianță cu cel care lipsește, nu cu cel care e în fața ta. Că îl nenorocești și pe el, te nenorocești și pe tine. Mă, dar hai mă să vedem. Nu că așa mi-a zis, nu măi, nu ai înțeles tu bine. Uite, lasă-mă să vorbesc, mă, dar e om bun. Și în felul acesta poți să faci pace, altfel aduci războiul. N-ați vrea în seara aceasta să ne luăm o hotărâre? Dumneavoastră care poate sunteți prin tribunale, știu eu, pentru pământ, pentru case, în opinia mea, cei mai mulți oameni vor merge în iad pentru păcatul lăcomiei de bani și de avere. Pentru păcatul lăcomiei de avere. Frate cu frate, care nu se înțeleg, sunt în tribunal. Frate cu frate de corp. Soră cu soră, care nu se înțeleg, sunt în tribunale. Ce-i asta, dragilor? Știți ce-i asta? E teologie penticostală. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Bun. Dar practica martorilor lui Iehova. Îi jumătatea mea de metru de pământ. Mă, nu e a ta, mă. Al Domnului pământul cu tot ce cuprinde el. Noi suntem 13 frați acasă. Vreau să înțelegeți. Nu-mi trebuie nimic. Nu mă interesează nimic de pe pământ. Vreau, am 300 de metri acolo acasă, cu casă, cu tot. Dacă mă întind vara să stau un pic pe iarbă, poate să treacă și copilul după picioarele mele, fără să se agațe în gard. Deci este loc suficient. Ce faci cu pământul ăla? Ți-l legi de gât? Ce faci cu el? Unde te duci? Slujba mijlocitorului, vreau să știți că este slujba creștinului ajuns la maturitate, care cred că și păstorii dumneavoastră sunt obosiți. Aceiași oameni cu aceleași probleme de ani de zile, aceleași plângeri, aceleași duhuri de neînțelegere, aceleași probleme, zice la un moment dat Ilie, ironic, dar inteligent, că ironia este o expresie a inteligenței. Până când șchiopătați de amândouă picioarele? Măi, un om care șchioapă de un picior e un șchiop, că îl pune pe ălalt și merge așa disproporțional. Când amândouă picioare zbetege, îi o log, ăla nu mai e șchiop. Și auziți ce spune? Nu va ajunge că obosiți răbdarea oamenilor, de o mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu. Și ne obosiți cu aceleași probleme și nu vreți să vă pocăiți de ele de zeci de ani de zile. N-ați vrea să îngropați securea războiului și să aducă Dumnezeu pace între frate și frate, între soră și soră. Doamne, adu pacea ta! Spunea cineva așa, trăiți în așa fel încât și celor de la pompe funebre să le pară rău când muriți. Că ei se bucură, fiecare mort pentru ei profit, 15 milioane, sicriu, mai 15 milioane, groapa. Eu vorbesc în termeni vechi, da? Vreau să înțelegeți un lucru, dragilor. Trăiți în așa fel încât să avem ce zice când venim să ne rugăm pentru ungerea cu un de lemn. Mă credeți sau nu? Ne ducem cu fratele păstor senior sau cu slujitorii bisericii să facem câte o ungere cu un de lemn. Și mărturisim, citim și începem să ne rugăm. Nu știm ce să zicem în rugăciune. N-avem nimic. Oameni care numai în conflicte n-au pus umărul la treabă, s-a construit la biserică, treceau pe stradă și n-au pus mâna să ridice o scândură de jos. N-au făcut nimic pentru Domnul, dar nimic. Noi zicem, domnule, i-a murit bărbatul, e văduvă. Dacă citim la văduvă, zice să nu aibă mai puțin de 65 de ani, să fi spălat picioarele sfinților, să fie implicat în milostenie. Dacă zicem acolo, eu nici nu știu dacă avem vreo văduvă în biserică, credeți-mă, care trebuie ajutată. Ce, numai că a murit soțul, trebuie să fie sfântă. Dragilor, faceți în așa fel și să duce omul acesta și mijlocește pentru centurion și spune, Doamne, și acum fiți atent, face să-i face acest bine, iubește neamul nostru, ne-a zis din sinagoga, se înțelege bine cu noi, e un om de treabă. Frați și surori, ce să spună păstorii când vin să vă facă ungerea cu un de lemn? Dacă niciodată nu ne-am implicat în niciun fel de slujire, ce să spunem la dumneavoastră la spital? Trăiți în așa fel, implicați-vă în slujire, slujiți încât să avem ce să spună, da, Doamne, îndură-te, de când sora asta nu mai este la biserică și e la spital, se simte la rugăciune, auzeam că se ruga cu înflăcărare, se simte la cântare, cântarea e mai slabă fără ea. Dar sunt unii care așa trăiesc în biserică și după ce mor, nici nu-ți dai seama că au plecat. Dragilor,
Haideți să ne trezim și haideți să fim oameni după voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta, abilitatea hristologică a mijlocirii. Aș vrea în următoarea idee să fie aceasta și să vedem capacitatea lui Iisus Hristos de a-și asuma drama umană. Dumneavoastră credeți că noi când ne rugăm, Dumnezeu chiar ne ascultă? Dragilor, noi nu avem un monolog obositor. Tot ce spunem lui Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu ascultă. Grijă mare ce vă rugați, că noi am fost mai mulți frați acasă, 8 băieți și 5 fete. Dimineața care se trezea și se încălța, mergea încălțat toată ziua. Care se trezea un pic mai târziu, desculți. Atât am umblat desculți prin pietre și prin iarbă cosită, aveam pielea în talpă ca hipopotamul. Am zis, Doamne, fă să-mi crească atât de tare piciorul că să nu mai fie bun pantofii mei la nimeni. Mă credeți că mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Am 48 la pantof, foarte greu găsesc pantofi. Grijă mare ce vă rugați! Grijă mare ce vă rugați că Dumnezeu ne aude! Stimate surori și frați, dar ne aude și când cârtim. Stimate mame, zilele acestea vorbeam cu cineva despre vorbele necugetate ale mamelor și ale taților, despre blestemele pe care le aruncă asupra copiilor lor, fără să știe că s-ar putea să-i urmărească toată viața. Grijă mare, că și aia aude Domnul. Și aia aude. Și Domnul Iisus îi aude, îi înțelege, își asumă drama și spune, măi, să știți că m-ați convins, să înțelegeți dumneavoastră slujitorii. Trebuie să-L convingeți pe Dumnezeu. Nu te las, ca Iacov, până nu mă binecuvânți, nu te las, nu plec de aici. Nu plec de aici până nu mă binecuvânți. Asta înseamnă mijlocitor. Doamne, ce răspuns ai? Uite, e bolnavul ăsta, noi ne-am rugat pentru el, noi trebuie să primim o rezolvare. Doamne, nu plecăm de aici până când nu se întâmple ceva. Ăsta este mijlocitorul. Și Domnul Iisus zice, bine, vin. Și a pornit. Aviz dumneavoastră celor care v-ați prea obișnuit cu predicile, v-ați prea obișnuit cu rugăciunile, v-ați prea obișnuit cu cântările, să termină cele 5, 7, 10 zile de evangelizare, ne ducem acasă. A, cum o mers ăsta din aseară? Dar ăla de aseară. Și așa le selectăm și le selectăm după poftele urechilor noastre și prin Sfântul YouTube aveți învățători după poftele voastre. Ascultați-l pe Dima până adormiți și sfărăiți de nu vă mai treziți niciodată. Că ăla nu vă deranjează niciodată, Dima nu predică niciodată despre păcat, că și el păcătuiește și trăiește în păcat. Ce să-l puneți pe Ioan Botezătorul? Există riscul major să vă pocăiți, cum să-l puneți pe el? Ce ne trebuie nouă Sfântul Ilie care ne spune că șchiopătăm de picioare? Nu, Doamne, lasă că ne place ăsta, că ne leagănă și ne leagănă până când ajungem să murim. Știți ce am auzit de la mulți pocăiți? M-am săturat, predicatorii ăștia-i noștri, păstorii ăștia-i noștri. Vai, m-am săturat. Duceți-vă acasă, e temă de casă, să vedeți câți oameni au murit din pricina păcatului cârtirii. Auziți aici. În fiecare dimineață veneau cu cratița și cu polonicul. Îți dai seama, mană. Nu te speria că... mană, puneau în cratiță și mâncau, stăteau la plajă toată ziua, nu făceau nimic. Și când ți erau sătui și s-au îngrășat bine, zice unul, bă, da, parcă mi-e greaț așa de la fiere, nu știu ce, da. Bă, nu mă, zic eu, de la mană, de la predica pastorilor de azi. Și zice, eu m-am cam săturat de ea, bă, dar parcă și eu. Vorbim de zeci de mii de oameni. Și au zis ce au zis ei, s-au dus la Moise. Moise, noi reprezentăm Marea Adunare Națională. Venim cu o plângere înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spunem că ne-am săturat, ne-e greață de această hrană proastă. Poftim! O cântare cântată de fetele astea cu copiii ăștia, îi spuneam lui Ruben, aici este muncă, să aduci copiii ăștia cu viori, cu chitări, cu
mandoline și să-i pui să cânte în aceeași gamă și să spui, m-am săturat de cântările astea, m-am săturat de predicile astea. Știți dumneavoastră ce preț plătim noi ca să putem să vă predicăm dumneavoastră 45 de minute? Azi dimineață am mâncat pe fugă, pentru că m-a oprit și m-a ținut și poliția jumate de oră, am mâncat pe fugă, am plecat pe fugă, ne întoarcem pe fugă, la ora 3 la mâine dimineață adorm 3 ore, mă trezesc la 6 că trebuie să mă duc la serviciu și să te duci acasă, să te pui cu burta în sus și să te uiți la meci și să spui, hrană proastă, este un păcat înaintea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl pedepsește aspru. Aspru. Iertați-mă că am fost și eu un pic aspru în favoarea colegilor mei slujitori. Nu-i mai evaluați prin prisma momentelor de slăbiciune, prin prisma momentelor de oboseală pe care o au și poate mai scapă câte un cuvânt sau una, sau poate o predică mai slabă. Dați-i slavă lui Dumnezeu că venim să vă predicăm Evanghelia cu toată curăția de inimă, că nu vrem altceva pentru dumneavoastră decât să vă știm în cer, să vă știm sfinți pentru Dumnezeu și să vă știm plini de Duhul lui Dumnezeu. Așa se face când dumneavoastră lucrează viața, iar în noi lucrează moartea. Și murim fără bătrânețe pentru ca să vă fie bine și să ne puteți critica. Și zice, aleg să vin la tine acasă, vreau să vin, vreau să mă ocup de cazul acesta. Ce minunat să ai casa deschisă. Zacheie zice, dă-te jos, astăzi vreau. Măi, când vrea Iisus să vină la tine acasă, e ceva extraordinar. Iisus în seara aceasta vrea să vină, dragă Doamnă, care iei bătaie de la soțul tău. Iisus vrea să vină, până nu vine Iisus în casă la tine, nu se va termina cu conflictul. Până nu vine Iisus în casă la dumneavoastră, copilul va continua să fure bani din casă și să cumpere droguri. Până nu vine Iisus, dacă ai zice și tu ca Zacheu, Doamne, vino și în casa mea, vino și în familia mea, vino și în mașina mea, vino în sufletul meu, vino în inima mea, Doamne, dă cortina deoparte, dă costumația de fier deoparte, dă platoșa aceea deoparte și lasă-L pe Iisus să pătrundă și să vindece inima bolnavă și să vindece atacurile de panică și să aducă biruință și binecuvântare. Și acum aș vrea în încheiere să vă prezint rezultatul formidabil al credinței. Pe când era, iese centurionul drept și se uită și spune, hei, gărzi, cine credeți că e? Și-a zis, domnul major, e Iisus. Când a auzit că e Iisus, a început să-i tremure, așa făceau zalele pe el, fierul pe el. Nu pot să intre. Simt niște vibrații ale prezenței lui Dumnezeu, nu sunt vrednic să intre. Hei, veniți vă aici! Sergent, vin aici, caporal, veniți aici! Uitați-vă ce spune Biblia. Pe când era Iisus departe, centurionul a chemat pe prietenii săi de data asta, apropiați, și le-a spus, duceți-vă și spuneți-i ce vă spun eu acum lui Iisus. Spuneți-i că nu sunt vrednic să vină în casă la mine, că de aceea nu m-am socotit vrednic. Spuneți-i așa, că și eu sunt autoritate, am sub mine supuși, dau o poruncă, spuneți să dea o poruncă, să ajungă porunca lui. Simt că mă topesc, nu pot să intre. Și oamenii aceia se duc repede, era deja aproape, era câteva sute de metri, că l-a văzut de departe. Învățătorule, să trăiți. M-a trimis șeful, vă opriți-vă puțin. Nu se socotește vrednic să intrați în casa lui, dar uitați-vă ce mi-a spus. Ne-a spus să vă transmiteți că și el este sub stăpânirea altuia și are sub el ostaș și zice unuia du-te și se duce și altuia vino și vine și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus lucrul acesta s-a oprit, s-a minunat și zice,
s-a întors spre norodul care mergea către el. Deci era frontal, discuția frontală, în spatele lui era armata de oameni care venea după el. Mii de oameni, mii de oameni, cel puțin, după calculele mele, 15.000 de oameni. Deci erau 5.000 de femei și bărbați, nu, 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Dar erau mult mai multe femei și mult mai mulți copii. Și se întoarce spre mulțimea care era în spatele lui și vă spun: auziți voi, ăia din ultimul rând, mă auziți? Da! Adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. De trei ori în Noul Testament Domnul Iisus Hristos se lasă entuziasmat și o să vă surprindă. În seara aceasta, la programul dumneavoastră, între cei pe care i-ați invitat sunt și doamne și domni care poate se află pentru prima dată sau poate ca a doua sau a treia oară în locul acesta. Vreți să înțelegeți un lucru? S-ar putea inima lor să fie mai deschisă decât a multora dintre noi care e împietrită? S-ar putea doamna aceea care a venit, care ești aici în seara aceasta, să fi înțeles mult mai mult decât am transmis eu? De trei ori, știți când am mai zis asta? Când a venit femeia cananeancă din Canaan, cananita aia, și a zis: da, învățătorule, dar și căței se hrănesc cu firimiturile de la masă, să spun. Incredibil, nici în Israel n-am văzut o credință atât de mare. Du-te, femeie, fiica ta va fi eliberată de demon. A doua oară când zice, când a vindecat pe cei 10 leproși, s-a întors unul dintre ei și Luca specifică, era samaritean, și zice: da, oare n-am vindecat pe toți cei 10? Oare numai unul s-a întors? Numai samariteanul acesta? Zice: credința ta te-a și mântuit. Ei au fost doar vindecați, se vor îmbolnăvi înapoi de alcoolism și vor muri și vor merge în iad, dar credința ta te-a și mântuit. Și de data aceasta un alt neevreu. De aceea, frații mei și surorile mele, dumneavoastră frați penticostali, nu vă puneți santinelă la porțile raiului și nu băgați și nu scoateți din rai pe nimeni. Dumnezeu este judecătorul și Iisus Hristos este mântuitorul și Duhul Sfânt este cel care cercetează. De aceea nu știm noi cine va intra. Spune Biblia: nimeni nu intră în cer decât cine crede și se botează și se naște din nou și se pocăiește, va fi mântuit. De aceea dreptul la mântuire și la cer îl avem toți oamenii de pe pământ. Samariteni, creci, români, țigani, unguri, ucrainieni, ruși, toți avem drepturi egale, slăviți să fie Domnul Iisus Hristos în veci. Și în felul acesta, beneficiarii milei lui Dumnezeu sunt ei. Și robul s-a tămăduit, dintr-o dată s-a ridicat: domnul general, domnul general, nu mai am frisoane, nu mai am nimic. Și Biblia nu mai spune nimic de el, e în locul lui. Știți ce aș fi făcut? Știți? Cine a fost ăla care a poruncit duhului de boală să plece? Vreau să mă duc să mă înclin înaintea lui și să-i mulțumesc că mi-a dat viață. Când te-ai întors ultima dată să-i mulțumești lui Dumnezeu? Ascultă-mă tu, Doamnă, care erai cândva întinsă pe masa de operație la naștere. Și a venit doctorul și a zis: Doamnă, șansele sunt minime să trăiască copilul. E sarcină cu risc. Există riscul să muriți pe masa de operație. Ce ați zis atunci? A fost martor Duhului Dumnezeu la ce a zis: Doamne, dacă mă scapi de aici, o să mă pocăiesc. Te-ai pocăit? Dacă mă scapi de aici, o să-ți mulțumesc toată viața. I-ai mai mulțumit vreodată? Ce se ascunde în spatele zâmbetului? Este cumva acolo vreo dramă? Iisus Hristos o poate vindeca în seara asta. Adu-ți aminte tu, bărbate, când erai acolo cu mașina întoarsă invers, deja vedeai pedalele și nu știai exact ce îi. Ce ai zis atunci când apăsau greu airbag-urile pe tine? Doamne, dacă mă scap de aici, o să-ți povestesc tuturor, o să mă întorc. Ce zici tu atunci când erai plin de datorii până aici? 10.000 de euro datorii. Și ziceai: nu mai am nicio șansă. Doamne, dacă mă scap de datoriile astea. Și ai promis lui Dumnezeu atunci și nu te-ai ținut de promisiune. Ce se ascunde acolo în spate? Eram într-o tabără de tineret, undeva în Europa. Și tabăra are mai multe faze. Asta e specialitatea mea în ultimii ani de zile. Și eram la volei. Era o zi 40 de grade. Căldură de insuportabilă. Și fata asta era cu o
elancă până pe gât, pe mâini, atipic pentru vremea de afară. Și mă apropii și spun, i-am spus pe nume, uite, ceva în regulă, care e motivul pentru care tu ești îmbrăcată așa? Că e foarte cald afară, nu vreau să vorbesc despre asta. Și dacă te rog, încet, încet și-a deschis inima și a vorbit. Seara la consiliere, când și-a tras mâneca în sus, pe mâna stângă avea 32 de tăieturi cu lama. Și-a zis așa, de ce nu mă lasă să mor? Cine? Dumnezeu! De 15 ori am vrut să-mi pun capăt zilelor, 21 de ani. De 15 ori la 21 de ani. Și nu mă lasă, de ce? Am zis, e cea mai simplă întrebare. Pentru că te iubește. Și pentru că în dreptul tău a scris viață, nu moarte. Și pentru că în dreptul tău a scris cer, nu iad. Unde merg sinucigașii, a scris cer, împărăția lui Dumnezeu, noul Ierusalim. Și fata asta încet, 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 încet avea sticla de vodcă ascunsă în bagajele de tabără și am predat-o slujitorilor locali și fata asta merge bine și Dumnezeu s-a atins de ea. Ce se ascunde pe mâna ta? Crezi că e o soluție că ai ascuns pastilele pe care ai vrut să le ingerezi să mori? Le vei găsi din nou. De moarte te salvează Hristos, ne-a eliberat de frica păcatului și a morții. Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie El în veci. Voi vii să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să fac o rugăciune exact pentru acele cauze speciale. Eu le numesc cauze speciale. Dacă în seara aceasta ești aici, haideți să stăm cu ochii închiși, că e mai bine și inima și mintea gândește mai bine. Stimată Doamnă, stimată Domn, s-ar putea să fii în locul acesta, fac și eu ca centurionul roman, obișnuiesc să stau după amvon când predic, nu prea mă expun, nu prea ies în față, pentru că sunt mai reținut, mai timid în felul meu de personalitate, dar de data aceasta vin aici, dacă ești aici și Dumnezeu a dat cărțile pe față și Dumnezeu a descoperit rănile acele ascunse de multă vreme, s-au cicatrizat, dar acolo n-a ieșit infecția afară, tu n-ai reușit să ierți, tu încă ești cu patimile după tine și cu problemele după tine, s-ar putea acolo să fie un caz de depresie, s-ar putea să fie anxietate, nu știu care este problema. S-ar putea chiar duhul de suicid să vină la fereastra casei tale și nu odată, de mai multe ori. El nu se lasă până când nu își îndeplinește misiunea. Dar în seara aceasta, dacă vei înțelege, Doamnă, Domn, băiat, fată, dacă vei înțelege chemarea lui Dumnezeu, că dacă vine Iisus Hristos în casa ta, înainte să vină duhul de sinucidere, Iisus Hristos aduce viață, Iisus Hristos aduce eliberare, aduce mântuire, aduce salvare și salvează familia și casa, dragilor. Este atât de scurtă vremea în care mai putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Dacă dumneavoastră ați înțelege cât de scurtă este vremea aceasta, nici nu ați aștepta să termin următoarea frază, că ați fi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Eram într-o dimineață, aveam botez și am zis, Doamne, mă rog înaintea Ta să-mi dai un mesaj profetic. Și în dimineața aceea, spre 4 dimineața, m-am trezit plângând și strigând. Eram într-un context în care am avut o revelație și Dumnezeu mă trimisese la o mulțime mare de oameni și am spus, Doamne, care este mesajul? Du-te și strigă, ce să strig? Deschide gura și strigă. Și am strigat până m-am trezit răgușit, până n-am mai putut. Și mesajul era acesta, pocăiți-vă că vine mânia lui Dumnezeu, vine mânia lui Dumnezeu. Mesajul din dimineața aceea a fost, acesta a fost titlul, pocăiți-vă că vine mânia lui Dumnezeu. Și am
am avut vreo 5-6 puncte, câteva lucruri care atrag mânia lui Dumnezeu, printre altele, păcatul, printre altele, vrăjitoria, legăturile, influențele oculte, printre altele, duhul acesta de lăcomie, de gelozie, care distruge bucuria unei femei, a unui bărbat, face ravagii în familii. În numele lui Iisus Hristos vreau eliberare. Dacă ești aici în seara aceasta, salvează-te că vine mânia lui Dumnezeu. E vocea iubirii lui Dumnezeu care te cheamă. Dacă ești aici și simți că Dumnezeu ți-a vorbit și Dumnezeu te cheamă, așa mi-ar plăcea să mă rog pentru tine, pentru eliberarea ta. S-ar putea să fii botezat de multă vreme, dar tu să nu mai simți prezența lui Dumnezeu în închinare, tu să nu-L mai simți pe Dumnezeu aproape, să nu-L mai simți pe Dumnezeu în casa ta. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Când Dumnezeu poruncește, ce poruncește? Când poruncește El totul ia ființă. Le sfarmă inima de piatră în seara aceasta, dă la o parte zalele tale de fier, dă la o parte aparențele, dă la o parte lucrurile acestea care au încercat să cosmetizeze ființa ta. Dacă ești aici și simți că Dumnezeu te cheamă și simți că Dumnezeu vrea să îndepărteze blestemul de peste casa ta, încă ești convins că ești blestemat și posibil să fie așa, dar în numele lui Iisus Hristos blestemul poate fi rupt și poate să vină biruința și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă simți lucrul acesta și ai nevoie de rugăciune, te așteptăm să vii în față împreună cu frații slujitori să ne luptăm, să ne rugăm pentru tine și da, să ne luptăm pentru tine în rugăciune. E seara în care Dumnezeu îți vorbește. E seara în care Dumnezeu te cheamă. S-a terminat slujba de evangelizare, e ultima seară, n-ai câștigat nimic dacă și de la ultima seară pleci acasă tot fără Iisus. N-ai vrea să zici: Doamne Iisuse, vino în inima mea, vino și în casa mea, salvează-mi soțul din alcoolism, salvează-mi copiii de la droguri. E seara în care Dumnezeu vrea să meargă cu tine acasă. N-ai câștigat nimic, ai venit în fiecare seară. Dacă și seara aceasta pleci tot fără Iisus și în casa ta vor fi scandaluri, tutun, alcool și alte lucruri. Iisus Hristos vrea să-ți aducă eliberare. Iisus Hristos vrea să ridice blestemul de peste tine. Iisus Hristos vrea să te elibereze și vrea să te umple cu Duhul Sfânt. Dacă ești aici și simți că în familia ta s-au scăpat lucrurile de sub control, un duh de violență care vine peste tine, peste soția ta, peste bărbatul tău și de acolo ies scântei și probleme, e Iisus Hristos din cer care în seara asta vrea să aducă biruință și binecuvântare. Eu oricum mă voi ruga în încheiere, dar dacă ești aici și vrei special să ne rugăm pentru tine, lui Iisus Hristos nu este rușine să ne numească frați, nouă să nu ne fie rușine să venim la El, să se roage pentru noi, să mijlocească pentru noi înaintea Tatălui, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Aici e Domnul care cheamă la mântuire, care vrea să mai salveze, vrea să mai elibereze, sfințească-se în numele lui Iisus Hristos. Mai întreb o dată dacă ești aici. Voi vrea să mă rog pentru tine, vrem să ne rugăm pentru tine, te așteptăm să vii să ne rugăm pentru tine. Casa ta are nevoie de Iisus Hristos, nu tribunalul rezolvă problemele, nu avocatul, nu judecătorul rezolvă problemele, nu poliția, nu protecția copilului, nu banca, ci Iisus Hristos rezolvă problemele. Glorie lui Iisus Hristos, singurul care are autoritate de la Dumnezeu să intre în casa ta și să rezolve problemele, numai dacă îl lași să intre. El nu forțează ușa, numai diavolul forțează ușa. Deschide-i numai un pic, crăpețește-i un pic ușa și te vei trezi că o distruge, o rupe și va intra și va face ravagii, așa cum s-a și întâmplat. Tată, stau înaintea ta în numele lui Iisus. Îți mulțumesc că m-ai învrednicit să stau în fața acestor oameni pentru care ai murit la Golgota și te-ai rugat Tatălui: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În seara aceasta ne întoarcem să-ți mulțumim. În seara aceasta venim înaintea ta, Doamne, și îți mulțumim că ne iubești. Vedem iubirea ta în fiecare dimineață, dar nu-i suficient să ne iubești dacă nu-ți arătăm reciprocitate la iubire, Doamne. Vrem să-ți spunem în seara aceasta că și noi te iubim. Mergi în fiecare familie, îndepărtează duhul de ceartă, duhul de violență,
Îndepărtează Tu, Doamne, patimile, rupe legăturile, lanțurile păcatului. Adu eliberare în numele Lui Iisus Hristos. Adu înțelegere, Doamne, între soț și soție, între părinți și copii, între soacră și noră, între gineri și socri, Doamne, lasă pacea Ta între frați și surori. Doamne Dumnezeul nostru, ridică blestemul lăcomiei, lăcomiei de avere, de pământuri, de bani, de terenuri, de garduri, de ceartă, de la hotare. Doamne, trimite beruință și binecuvântare. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că ai fost cu noi în seara aceasta și cred din toată inima că vei rămâne în continuare cu noi și cu Tine ne va fi foarte bine. Te slăvim, Te binecuvântăm și Îți mulțumim. Amin.